Voința Sibiu și FCM Târgu Mureș se întâlnesc duminică într-o confruntare cu o miză de 6 puncte. Cele două echipe luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 1 într-un meci care se va desfășura la Târgu Mureș de la ora 17. Elevii lui Peleici sunt pregătiți sufletește pentru meciul de duminică cu FC Târgu Mureș. Miza meciului este una foarte mare pentru ambele echipe, luptându-se pentru evitarea retrogradării. În plus, în joc sunt 6 puncte. În opinia lui Peleici, cele două echipe vor fi diferențiate de greșeli. Echipa care greșește mai puțin are toate șansele să câștige, însă presiunea este la fel de mare pentru ambele combatante. Un alt joc foarte, foarte dificil, cu o echipă aflată ca și noi în lupta pentru supraviețuire în Liga 1. Mergem cu un moral bun la Târgu Mureș, sperăm să ne întoarcem de acolo cu puncte sau cu puncte și să continuăm ceea ce am început cu asta. Să avem o serie de rezultate bune care să ne scoată din zona aceea periculoasă. Presiune există de ambele părți pentru că amândouă echipele se află în zona aceea subsolul clasamentului și presiune există de ambele părți. Pe de o parte, Târgu Mureș are jucători experimentați. Că ne gândim la Ienci, Ghionea, Ilieș, care au jucat ani buni sub această presiune de care vorbiți, sunt obișnuiți cu această presiune, au jucat la echipe care au avut obiective îndrăznețe. Pe de altă parte, noi, an de an, am jucat cu o presiune care însemna câștigarea seriei și promovarea într-un eșalon superior, așa că presiunea a existat în permanență aproape și de o parte și de alta, doar că nivelul a fost altul. Deși sunt pregătiți sufletește, sibienii au fost nevoiți să facă mici schimbări în lot din cauza unor accidentări. În plus, tehnicianul Voinței nu este sigur nici cine va fi titular în confruntarea cu mureșenii. Suntem obligați într-un fel să facem schimbări pentru că Bari este accidentat și cu siguranță nu va putea să facă parte nici din lot. Sperăm să-și revină cât mai repede pentru că avem nevoie de toți jucătorii. Sunt semne de întrebare la Gore, care este răcit și are niște probleme musculare. Sperăm să-și revină până la ora jocului. Dar cei care vor intra în teren, sper să intre la fel de motivați și cu aceeași atitudine pe care am avut-o în jocul cu asta. Aceeași presiune despre care vorbea Alexandru Pelici este resimțită și de jucători. Meciul dintre FCM Târgu Mureș și Voința Sibiu va avea loc duminică de la ora 17 la Târgu Mureș.